Amore. Da. Ia vină ta. Bă, stai cu minte, nebunule, că te bate aia, tu ești nebun la cap, ai luat-o și tare, drept, amore, ce înseamnă aia, mă? Bă, stai cu minte că ți-o dă asta, treaba ta. Ce vrei? Fii atent aici. Nu, că presim că ia bătaie. Uite-l cum ciorfăne din ardeiul ăla mâncat, să zici că mănâncă măr. Presim că ia bătaie la final de videoclip, ascultați-vă ce vă zic. 10 euro? Așa. Ăsta-i tăi. Eu cum alții nu mai ai. Așa. Eu bag ăsta aici. Așa. Dacă tu mi-l scoți fără să umbli în el, banii să-i dai. Păi și cum să-l scot? Nu știu, te gândești. Cât timp mănânc eu artelul ăsta, tu te gândești. Voi vedeți că Barosanca nu e impresionată deloc. Ea deja știa șmecheria care-i treaba cum stă, înțelegeți voi? L-a lăsat pe papagal să-și facă planul și să îi ia banul, evident. Fiți atenți. Ha. Dacă mi-o scoți de aici, banii să-i tăi. Fără să-l răstorn sau cum? Fără să-l răstorn, fără nimica. Mie trebuie să-mi scoți de aici așa pixul. Ăsta. Pixul, creier, ce? Ha. Așa. Cât timp mănânc ardeiul? Ciolpăne el din ardeiul ăla, a? Și cum făcea? Făcea cu ochiul. Ce zice? Gata, m-am păcălit-o. Ce faci, mai mănânci din ardelul ăla? Cât mai capa cu țăra, frățioare? Joc-o pasta, Marine, jap încă una peste ceapă, dă-te drecu dacă vii cu de-astea la noi. Bă, următorul videoclip e piesa de rezistență, poate mulți dintre voi l-ați mai văzut și pe Facebook, Înainte de România au talent, pe Grigore Mureșan, da? Ăla din Dumbrăveni. El este un ciobănaș la o stână, eu așa mi-aduc aminte de băiatul ăsta, că era un ciobănaș la o stână. Am văzut un mic videoclip cu el pe Facebook, înainte să apară ăsta de la România au talent. Măi, fraților! Ăsta e cel mai tare videoclip de la România au talent. Cine nu a apucat să-l vadă, episodul ăsta cu Grigore Mureșan din Dumbrăveni, n-a văzut nimic până aici. Țineți minte, uitați-vă la videoclip până la capăt, pentru că finalul este criminal. Băi, oamenilor, într-adevăr criminal, monumental și foarte, foarte amuzant. Fiți atenți aici. Ești căsătorit? Nu, tot vergin, singur. E vergin. Ești vergin, domnul Florin. Vreau să zic că ești vecin. Ești virgin? Da, sunt vergin, n-am făcut sex niciodată. Stați mai puțin, că nu înțeleg. De ce n-ai făcut niciodată? Sex. N-am avut noroc în viață de o fată ca să... A, deci prin sex înțelegi sex cu o fată, nu? Da, da. Mi-au propus și băieți, dar i-am refuzat. Grigore, mai gândește-te că e o libertate de plină. Dragoste să fie. Care-i pasiunea ta? Doamne, să nu zică o tâmpenie. Îmi place să ling fetele pe umeri, dacă ești serios. Curios.
De la mine nu m-ai prins îmbrățișare. Și ce filme îți place să vezi la televizor? Filme de alea cu fete frumoase, de alea mai sexy puțin. Adică filme... Nu chiar de alea prostești, că nu-mi prea plac alea prostești. Îmi plac alea pe mai pe sărutate, pe mângăieri, pe îmbrățișeri. Mai des... romantice. Da, da. Porno nu mă prea uit, că când mă uit la porno mi se face. Domnul... N-ai cum, n-ai cum. Și cum rezolvi? Și cum rezolvi? Cu mâina! Și ultimii, dar nu cei din urmă, cei mai tari petrecăreți. Uitați și voi cum arată după o zi și o noapte de petrecere. Fiecare pe unde apucă, fraților. Cum ar fi să dăm și noi o astfel de petrecere? Cum ar fi să faceți și voi o astfel de petrecere? Bușilor, și nu uitați, dacă vă place ceea ce fac eu, videoclipurile mele, conținutul meu de pe canal, nu uitați să lăsați un like, un share și de ce nu să dați și un subscribe la canal și să aprindeți clopoțelul și să bifați toate, pentru că numai așa veți primi notificări în timp real atunci când eu voi uploada un nou videoclip. Până la următorul videoclip, ne auzim și toate cele bune!